Astăzi s-a desfășurat proba scrisă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ. La nivelul județului Dolj am avut un singur centru de examen la Colegiul Național Frații Buzești. Candidații care au dorit să înscrie la această probă au trebuit să îndeplinească mai multe condiții, printre care să aibă calificativul minim bine sau foarte bine în anul școlar, la data susținerii probei scrise să aibă un stagiu minim de practică de un an și să fi promovat etapa eliminatorie, adică susținerea a două inspecții speciale la clasă și evaluarea portofoliului personal. Media minimă de promovare a acestei etape este 8, însă candidații nu trebuiau să obțină mai puțin de 7 la fiecare probă. Astăzi au fost așteptați 229 de candidați. Dacă e să facem o comparație cu anii precedenți, numărul candidaților este în creștere. În anul 2023 am avut 192 de candidați, iar în anul 2022 174. Din cei 229 de candidați, 18 au fost absenți, iar 9 pe parcursul celor 4 ore de examen s-au retras din propria inițiativă. Ca atare, la finalul probei au predat lucrările 202 candidați. Proba de astăzi s-a desfășurat în condiții optime. Nu am avut situații deosebite, nu am avut candidați care să fi fost eliminați pe motiv de tentativă de fraudă și nici să se retragă din motive medicale. Rezultatele inițiale la această probă se vor afișa în data de 30 iulie 2024. Tot în data de 30 iulie până la ora 20 și în data de 31 iulie până la ora 12 se pot primi contestații. Acestea se depun la sediul centrului de examen, adică la Colegiul Național Frații Buzești, însă se pot depune și în format electronic la adresa contestatii-definitivat@cnfb.ro. Rezultatele finale se vor afișa în data de 6 august. Vreau să menționez faptul că acei candidați care doresc să depună contestație nu pot să conteste decât propria lucrare. Nu pot să conteste lucrarea altor colegi. Este foarte important pentru că acest examen este examenul de intrare și de avansare în carieră. Prin promovarea acestui examen, ei dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și li se recunosc competențele necesare profesiei didactice. Media minimă de promovare a acestui examen este 8. Candidații au dreptul să susțină acest examen timp de 3 sesiuni, fără taxă. Dacă nu reușesc să-l promoveze în 3 sesiuni, următoarele sesiuni va trebui să susțină o taxă. După ce promovează, urmează evoluția în carieră. Trebuie să se înscrie la gradele didactice conform metodologiei. Urmează gradul 2, respectiv gradul 1. Pentru a putea se înscrie la grade didactice, trebuie ca între examenul de definitivat și anul în care susține gradul 2 să aibă minim 4 ani vechime. Eu îmi doresc să mă aștept la 100%, ca oricare, dar cred că peste 70% vor lua acest examen. Din ce am vorbit cu candidații când au ieșit, subiectele au fost accesibile, au scris destul de mult, mi-au spus că nu au fost situații care să le pună probleme.